Prima reacție a patronului de la ferma dacilor după incendiul devastator în urma căruia 7 oameni au murit, iar unul este încă dat dispărut. Controversatul proprietar susține că nu știe din ce cauză au izbucnit flăcările. Oricum, explicațiile nu aduc liniște pentru părinții care și-au pierdut copiii în infern. Printre victime sunt 4 studenți, prieteni cu fiul mai mare al proprietarului. Imaginile și informațiile care urmează, vă avertizez, au puternic impact emoțional. Petrecem și oricine s-ar duce să-și petreacă frumos sărbătorile de iarnă. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat de tragedie. Părinții care au mers să-și ia copiii de la serviciul de medicină legală din Ploiești sunt imaginea durerii. Au pierdut tot ce aveau mai scump în noaptea de Crăciun, în incendiul care a mistuit ferma dacilor. 4 dintre cele 8 victime se adunaseră să-l sărbătorească pe unul dintre fiii mai mari ai patronului pensiunii, Anca, Adrian, Andrei și Vlad, tineri, frumoși, din familii înstărite și cu funcții importante în stat. Vlad Băiceanu era fiul generalului Petru Băiceanu, șeful Direcției Generale de Informații Armatei, și al Elenei Băiceanu, directoare în ANAF. Olimpic în liceu, Vlad era acum student la Universitatea București. Venise la petrecere cu iubita lui, Anca Gavrilă. Tânăra de 20 de ani era studentă la sociologie și handbalistă. Am fost în cantonament împreună și ne simțeam foarte bine unele cu altele acolo și nu ne așteptam niciunele să se întâmple așa. Nu ne așteptam să fie așa într-o zi, să fie într-o zi și în cealaltă să nu mai fie. Fată serioasă, învăța foarte bine la școală, cu minte. Tatăl Ancăi, un cunoscut antrenor de handbal, e în stare de șoc. Realizez că ea nu mai este nici măcar într-un ciclic. Nu putem să facem decât să plângem sau să ne plângem morți. La petrecerea din noaptea fatidică a fost și Adrian Marinescu, un băiat de 22 de ani, fiul unui om de afaceri din București. Era prieten bun cu Vlad Băiceanu. Unite de aceeași durere, familiile au decis ca priveghiul lor să fie unul comun, la cimitirul Belu. În mansarda care s-a transformat în cenușă era și Andrei Nițescu, un tânăr student la Politehnică. Durerea celor care au scăpat din foc, dar și-au pierdut familia, e copleșitoare. De pe patul de spital, Matei își plânge tatăl și cei doi frați care au sfârșit carbonizați. Tata, ai fost eroul meu. Nu-mi văd viața fără tine. Petru, te iubesc nespus de mult. Luca, ești geamănul meu. Ți-am zis să vii după mine. Nu înțeleg de ce te-ai oprit. Seara trecută, administratorii de la ferma dacilor au avut o primă reacție după tragedie. Patronul le-a cerut polițiștilor un răgaz la audier pentru a-și plânge băiatul mort. În schimb, pe pagina de Facebook a pensiunii a fost publicat un lung mesaj ca o explicație pentru tot ce s-a întâmplat înainte și după tragedie. Nu ne ies calculele, ne dau cu virgulă explicațiile, nu știm, nu concepem. Da, în familia noastră lumea are un trecut. E un lucru minunat că unii oameni au reușit să treacă prin viață mai demn decât noi. În aceste momente avem nevoie de o rugăciune pentru a ne îngropa copiii și prietenii apropiați. Ne dor inimile cum nu ne-au mai durut, cum n-am știut vreodată că e posibil. Mesajul nu aduce alinare celorlalți părinți care și-au pierdut copiii în incendiu. Nu se schimbă nimic niciodată, indiferent de câte tragedii vor fi. Ideea este că lucrurile se vor schimba atunci când oamenii se vor schimba, atunci când societatea se va schimba, atunci când legile se vor schimba. La ferma dacilor erau cazați în noaptea tragediei și 4 turiști. Au scăpat ca prin minune pentru că au fost mutați în ultima clipă în căsuțe individuale. Cu o zi înainte, prietenul nostru care a făcut rezervarea a primit un telefon și i s-a propus dacă vrem să stăm la căsuțele pe care le dădeau în folosință. Până acum nu se știe nimic sigur despre cauza incendiului. Anchetatorii merg pe mai multe variante. Un scurt circuit, o defecțiune la sistemul de fotovoltaice de pe clădire sau o supraîncălzire a instalației electrice.